Trezirea spirituală înseamnă pocăință și căutarea împărăției lui Dumnezeu când oamenii sunt flămânși și însetați după El. De asemenea, este nevoie ca bisericile să fie conștiente de autoritatea spirituală pe care Dumnezeu le-a dat-o, dar diversele provocări din aceste zile influențează starea bisericii. O biserică încercată, o biserică ca și o corabie pe o mare tulburată, care naufragiază adesea, lasă impresia, sigur, pentru societate că naufragiază, ea merge sigur, dar chiar dacă merge sigur, sigur, valurile sunt din ce în ce mai mari. Cred că dacă fiecare persoană ar trăi creștinismul și pe stradă și acasă și nu numai în biserică, n-ar mai fi nevoie de noi predicatorii să mergem prin toate orașele și pe toate stadioanele. Ceea ce cer eu bisericii la ora actuală în 2024 este să iasă în stradă. Nu știu, parcă nu avem teologia asta publică. Biserica trebuie să se implice în societate peste tot. În ultimii 30 de ani, după evenimentele din decembrie 1989, au fost multe cuvinte profetice despre locul și rolul României în Europa din punct de vedere spiritual. Întotdeauna, dacă ne uităm în Europa, România are treziri întotdeauna și a avut niște treziri și cred că este timpul România să-l ridică pe Europa, că să fie o țară pe care aduce chiar o schimbare. Trezirea națională nu e o zi. Nu este o zi. Trezirea națională trebuie să țină, ne rugăm, până în veșnicii în țara noastră, dar trebuie să înceapă înainte de toate. Sunt câteva condiții pe care poporul Domnului ar trebui să le îndeplinească pentru ca prezența lui să se reverse cu putere. Smerenie, rugăciune, unitate, căutarea feței Domnului și renunțarea la păcat. Eu cred că un creștin care vrea să aibă parte de trezire spirituală trebuie ca să îl caute pe Dumnezeu, să caute unitatea. Dacă România, creștinii s-ar uni în rugăciune, în post și ar fi mai multe evenimente ca acestea, n-ar trebui să vie război ca oamenii să se pocăiască. Mai bine de făcut evangelizări și misiune. La noi în Ucraina, cu părere de rău, multe garduri au fost între frați până la război, dar războiul acum ne unește. De ce să vă unească pe voi românii război? Nu-i mai bine să vă unească evangelizările, misiunea, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu? Biserica este chemată să răscolească lumea așa cum au făcut-o cei 12 apostoli la început. Dumnezeu contează pe noi, cerul contează pe noi și are așteptări de la noi, pentru că Dumnezeu face lucrurile prin noi și cu noi spre slava Lui. Am citit pasajele în care Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman le-a spus ucenicilor de 3 ori. Vegheați, 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 rugați-vă pentru că ca să nu cădeți în ispită. Așadar, eu cred că doar prin rugăciune putem aduce trezire peste România. În primul rând, ca să fii parte din orice lucru, trebuie să înțelegi ce presupune lucrul ăla și ca să fii parte dintr-o trezire spirituală este probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci e să fii în cămăruța ta și să te pregătești în cămăruța ta pentru momentul în care Dumnezeu te va lua și te va pune în mijlocul lucrurilor care vor duce spre acea trezire spirituală. Trezirea spirituală înseamnă experiența întâlnirii cu Dumnezeu la nivelul unei largi comunități, a unei zone, a unui teritoriu. Atragem atenția asupra lui Hristos, asta înseamnă trezire. Pentru mine, pentru familia mea, este o responsabilitate, repet, pe care ar trebui să ne-o asumăm mai mulți. Este foarte, foarte greu. E foarte greu să urnești o națiune, dar nu urnesc eu. Eu sunt o conductă, la fel ca și tine, la fel ca și mulți alții care au fost implicați și sunt implicați în acest proiect de trezire națională. În aceste vremuri, creștinii trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu, să fie atenți la pericolele despre care vorbește Biblia și să aibă impact în societate. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Când vedem ceva că nu e în regulă, să strigăm, să înălțăm acest nume care știm că poate schimba vieți. Și pentru că ni le-a schimbat și pe ale noastre și pentru că avem exemple de oameni recuperați din traume și din dependențe grele, nu trebuie să tăcem. Este un timp limitat în care biserica mai poate să facă ceva în vremea sfârșitului și cred că e foarte important să cunoaștem timpul. Cred că sunt foarte multe provocări la nivel de familie, individ și cred că biserica, o biserică nepregătită nu va face față. Pregătirea și echiparea o facem tot în cuvântul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Consider că dacă ar ieși mai mulți și ne-am uni, indiferent de etichetele religioase, că suntem penticostali, catolici și așa mai departe, consider că avem nevoie de unitate în vremuri ca acestea și putem avea o influență foarte mare asupra lumii. Această trezire spirituală poate fi accesată sau grăbită prin alegere personală. De multe ori poate că așteptăm ca cei de lângă noi
să facă ceva. Dar Dumnezeu ne cheamă să facem noi, noi să fim aceia care să dăm tonul la trezire. De-a lungul istoriei, în România au avut loc mai multe treziri spirituale, dar este nevoie din nou ca oamenii să aibă experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Alpha.